trâncăneală politică, ticăloșită, nu va mai fi acolo, pentru că noi suntem primii și avem dreptul legal să ocupăm piața pe 27 august 2015. Nici această trâncăneală nu trebuia să aibă loc astăzi, pentru că primăria și Partidul Liberal ne-au promis că astăzi la 12 vor pleca de aici. Însă, în noaptea de 5 spre 6 iulie, la orele 12, lângă sediul Partidului Liberal, s-a întâlnit Plahotniuc cu Chimpu. Ce vrea de fapt statul Palmă Barbecot, acest pitic ticăloșit pe care îl cheamă Plahotniuc. El vrea ca noi să nu ne vedem cu dumneavoastră în piață cât suntem de mulți. Pentru că lui statul Palmă Barbecot era teamă de barba lui pe care i-a tăiat-o. Lui Plahotniuc este teamă de mulțime. Dar noi astăzi îi vom arăta ticălosului cât suntem de mulți, pentru că la sfârșitul acestui meeting ne vom face un imaj care este absolut legal, legalizat de poliție și de primărie. Să nu vadă ticăloțul cât suntem de mulți! Noi, așa cum a spus colegul meu, Valentin Dolgăriu, le acordăm un ultim avertisment, un ultimatum, dacă vreți, până la 27 august, acești ticăloți să dea afară pe alte glorie în Tetraru, Ciocani și toate scunele lor tecăroase care ne fură banii și ne fură viața și viitorul. Dacă nu vor face acest lucru, noi pe 27 august le vom demonstra că noi suntem poporul Moldovei, iar ei sunt slugile dumneavoastră ale poporului. Noi suntem poporul! 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 Vă mulțumim mult, mai avem mulți vorbitori, vom citi o rezoluție pe care o vota aici împreună cu dumneavoastră, după asta vom face acest marș ca să înțeleagă cât este de important ca această forță populară să-i spere și mai mult. Oligarhia criminală a fost druncinată din tinerii. Astăzi, filat și cu Plahotniuc, nici măcar nu se află Republica Moldova. Au părăsit-o de frică, au făcut-o în pantaloni, pentru că ăștia sunt niște pitici pe care noi îi vom da jos. La pușcărie! 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 Ana Ursatu! După care va urma bunda știri rezoluție. Fraților! Lume onestă și curajoasă! În continuare celor spuse de Vasile! Ca să ne arătăm când n-am zădărnicit întâlnirea noastră, o să facem un exercițiu scurt care o să arate voința poporului, cea de astăzi. Astăzi noi votăm, rămânim, recunoscut prin mâinile noastre sus, pe Vladimir Filat, dușmanul al poporului. La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie!
pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! Am votat unanim la pușcărie! La Adunare Națională asta va fi cuvântul nostru final. Dacă până atunci nu vor ajunge acolo. Dați-mi voi acum să anunț citirea declarației. Ce rătare! Am vrut că să grăbim un pic lumea că am obosit. Andrei Năstase are cuvântul. Vocea cea mai puternică proiectă. De aici avem și curaj! Cel mai curajos s-a băgat! Bravo! Bravo! Poporul vă susține! Vrem țara înapoi! 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 Sunt cetățean și apoi avocat. În ultima perioadă de timp, platforma civică a fost atacată mișelește, a fost atacată grav. S-a atacat persoane. Noi cunoaștem de viață. Noi cunoaștem... Toți suntem 15 oameni, am pornit această platformă și suntem uniți până astăzi. Excepția mea, de președinte a țării, fără niciun fel de rezervă. Oricine dintre noi ar fi mai bun decât Timofte. Oricine dintre voi ar fi mai bun decât Timofte. Oricine dintre voi este mai bun decât Timofte. Oricine dintre voi îl poate locui pe oricine care ne fură astăzi. Pe Candu, pe Placotnic, pe Filat, pe toate aceste scursuri, am ajuns de râsul lumii, ne râde lumea, scrie New York Times, scrie New York Times în cel, pe primele locuri, cei mai hoți în lume. N-am furat în viața mea un leu, n-am luat în viața mea mită un leu, am fost procuror, am putut să fac exact cum fac canalele de astăzi, dar pot ușinea că trăiască Republica Moldova. De ce? Pentru că canalii ca Placoduc ne-a pașizit țara, ne-a profanat-o, ne-a făcut-o cunoscut în lume ca cea mai hoață. Țara noastră nu este hoață. Sunt hoți canalii de Filat, Placoduc, Voronin, Chiplu, Dodon și tot felul de usate crimiști pe mâine astăzi. Știți foarte bine, în ultima perioadă ne-am făcut acest discurs. Bravo! Bravo! Bravo!
Este foarte greu să mai vorbesc după colegii mei care sunt atât de consistenți. Dar ne-am făcut acest discurs închegat din mesajele pe care au venit de pe toate colțurile Republicii. Am făcut eu niște calcule. Pe parcursul a 3 ani, da, 5 ani de zile, 3 miliarde de dolari s-au furat din cazneaua statului. 3 miliarde de dolari ar însemna împărțit la fiecare sat din Republica Moldova sau comun sau primărie, ar însemna câte 3 milioane de dolari. Imaginați-vă că ați venit de la Tineanești, prindeți, Dundușeni, imaginați-vă că în satul vostru 3 milioane de dolari ar fi fost investiți. Ați avut acolo drumuri, ați avut acolo civilizație, n-ați avut veceluri în grădini, ați avut totul ca într-o țară civilizată, ca într-o realitate. De ce nu se poate aici? Pentru că aici există hoți, pentru că aici instituțiile statului lucrează pentru hoți, nu pentru popor, pentru că aici ne fură viitorul. Aceleași 3 miliarde, ar fi ajuns pentru toate drumurile din Republica Moldova să fie asfaltate. Toate, cu fără excepție. Aceleași 3 miliarde ar fi fost suficiente pentru a dezvolta un sistem de irigare perfect în Republica Moldova, astfel încât atunci când Dumnezeu vrea să ne pedepsească pentru râia pe care ne-a ocupat țara, să avem totuși apă, să nu avem secetă, să nu simțim consecințele unei secete. N-am să trec mai revistă tot ce s-a putut face cu asemenea bani furați pe o canale Placotnuc, secundat de câteva scule de ale sale. Voronin, Filat, Gimpu, Vodon, Drăguțanu, Gurin, Imopti, toate aceste scule lucrează împotriva țării, lucrează împotriva voastră și a mea, împotriva mamei mele care are 1000 de lei pe lună. Cum ar trăi mama mea dacă n-ar avea 2 copii ca noi? Care să ne plasezească numele o canale de timp. Cum ar trăi mama mea? N-am să fiu prea lung, dar în ultima perioadă de timp, după ce am făcut acest gol, v-am mai supus încă la un jaf. Știți foarte bine, reprezentanții agenților economici, fiscul vine peste voi. Vă face amenzi drepte și nedrepte. Poliția, organele de drept vin peste voi pentru a acumula din amenzi și din impozite. Golul pe care l-a furat Placotnuc, Filat, Gimpu, Voroniu și Dodon. Iarăși să mai plătim încă o dată după ce ne-au furat odată. Astăzi, aceste miliarde sunt folosite pentru traiul lor confortabil prin străinătăți, pentru avioane, pentru mașini blindate. Eu sunt aici, fratele meu este aici care nu are mașini blindate și nu are gheața anticloc pe el. Nu avem și nu vom avea. Mergem liber pe stradă. Ei umblu cu pază. Noi nu avem nevoie de pază pentru că paza noastră este Dumnezeu și voi. De ce se întâmplă așa? Se întâmplă pentru că avem o opoziție parlamentară rușinoasă. Ea este, luați-o între ghilimele, aceasta nu este opoziție. Aceasta este o scursură. Îmi pare rău pentru liberali, mai repet încă o dată, sunt oameni ca și voi. Din păcate au un lider criminal, un lider criminal care ne-a trădat copiii noștri și viitorul nostru. Se întâlnește pe ascuns cu tot felul de canale ca Placotniuc. Nu se poate așa ceva. Mai niuda decât una, doar Gimpul poate fi. După mitingul de protest din 3 mai, sub presiunea străzii și a instituțiilor internaționale, știți foarte bine, în mod banditesc a fost publicat acel raport Kroll. Acest raport Kroll trebuia să dea startul unor urmăriri penale împotriva lui Placotnuc, Filat, Dodon, Gimpu, Timofti, Drăguțanu, Gurin, Chetăraru. Toți astea se fac complici la furtul secolului. Ce s-a întâmplat însă? Ne-a făcut un circ în Parlament. Ne-a făcut circul. Placotnuc, Nașul, Candu, Finu, Apolski, Nașa. Nu vă pare că e prea mult pentru o țară de asta?
ca un clan mafiotic, un clan criminal, să ne fascizească viitorul? Nu este prea mult? La Cotnuc, la pușcărie! La Cotnuc, la pușcărie! Am să vă spun din mesajele oamenilor. De ce ne se întâmplă așa? Pentru că Plahotniuc, Filat, Ghimpu au pus bazele capturării definitive a instituțiilor de drept prin partajarea lor politică. E adevărat sau nu? Pentru că procurorul general Gurim, instalat politic de Plahotniuc, Filat și tacit de Voronin, îl servește pe Păbușaru și îi șantajează complicii lui la mare furt. E adevărat sau nu? Pentru că Chetraru, fiul altui Chetraru, membru al Partidului Democrat, instalat de Plahotniuc, Filat, Ghimpu, îl servește pe Păbușar și pe Ghimpe și coase dosare contrabandistului. E adevărat sau nu? Pentru că chiar șeful Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, cel care a fost cesionat, împrumutat, nu știu cum să mai spun, de Ghimpu, lui Plahotniuc, servește pe Păbușar și pe Ghimpu și fură miliardele. Este adevărat sau nu? Pentru că un simplu președinte, Timofti, creatura lui Filat, Plahotniuc și Dodon, este o rață mută. Este adevărat sau nu? Toți aceștia, astăzi, dacă am fi avut un DNA doar, ar fi stat la pușcărie. La pușcărie! 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 Observăm așadar că întreaga clasă politică este putrină și șantajabilă. Este șantajată de un fost proxenet! Un fost proxenet care depășește țara! Nu vreau să-mi fie țara condusă de un proxenet, pentru că noi nu suntem prostituate! Suntem cetățeni ai acestei țări! Noi suntem poporul! 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 Întreaga clasă politică, fără excepție, că se află la guvernare, că astăzi se află în așa zisă opoziție, trebuie să plece. Iar în locul ei să vină cei pe care îi veți delega voi pe baza calităților și profesionalismului și a integrității. Platforma civică, de unitate și adevăr, va continua consolidarea societății de pe această platformă pe care o vrem a cetățenilor, nu a politicienilor, a cetățenilor. O vom consolida și în continuare și vom rămâne întotdeauna alături de cetățeni să vedem că asemenea catastrofe, asemenea fenomene, genocid împotriva poporului Republicii Moldova, să nu se mai întâmple niciodată! 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 Vrem țara înapoi! 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 Având în vedere condițiile în care astăzi am vrut să vă spunem mult mai multe, au fost invitați specialiști, au fost invitați reprezentanții minorităților naționale, au fost invitate mult mai multe lume, dar nu ne permit condițiile să continuăm. De asta o să vă rugăm să încercăm să fim atenți la o rezoluție pe care va fi supusă votului, iar după asta organizatorul vă spune cum ar trebui să procedăm astfel încât să demonstrăm o dată în plus că noi suntem civilizați, că noi suntem cuminți, că noi suntem pașnici, că noi suntem cetățeni ai acestei țări, nu-i așa? Până la această oră nu a fost raportat niciun caz de încălcare a urnei publice. Mă bucur pentru aceasta și fac apel încă o dată la colegii noștri fost angajați ai instituțiilor de drept, participanți la război contra apărare patrie, care și-au asumat responsabilitatea pentru urnea publică. Fiți atenți, nu se întâmplă nimic și în continuare. Acum, vă rog, Nicolae Josanu și Inga Grigoriu.
Dragii noștri, bună ziua! Bună ziua! Îmi pare foarte rău, am avut un dram de încredere în colegii ăștia mei. Uitați-vă, au rămas 200 de susținători și cum zbeară, din păcate, așa zbeară. Să vedeți, noi o să ne ducem în mar și ei să înceteze. Încă un semn că lucrează pentru diavol. Îmi pare foarte rău, grație! Eu, Nicolae Josanu, am fost pe list, acum nu mai sunt, îmi pare foarte rău, dar știți ce îmi pare rău? Stă cel cineva și-și freacă mâinile, aha, moldovane, aha, asta îmi pare rău, asta îmi pare rău că nu înțeleg, Dorin Chirtoacă, nu știi psihologia, măcar dacă, așa fac un de serviciu. Acum, să vă citim rezoluția. Rezoluția mitingului de protest al platformei civice Demnitate și Adevăr împotriva guvernării corupte. Noi, participanții la mitingul de protest împotriva guvernării corupte, adoptăm următoarea rezoluție. Constatând că ampla acțiune de protest din 3 mai, anul curent, a avut drept impact major publicarea investigației secretizate pentru populație a companiei Kroll privind jaful secolului din Republica Moldova. Constatăm că audierile parlamentare ulterioare au confirmat că instituțiile de drept și cele de reglementare în sistemul bancar financiar doar au monitorizat, în ghilimele, inofensiv crimele comise de-a lungul anilor, informând factorii supremi și politici de decizie din țară despre aceasta, fără să întreprindă măsuri necesare în vederea combaterii lor. Mai mult, guvernarea coruptă minează permanent lupta împotriva corupției care sufocă societatea și nu permite dezvoltarea țării, iar reforma instituțiilor de drept practic este blocată. Principiile unui stat de drept sunt totalmente ignorate, legalitatea existind doar pe hârtie. Constatând că următorul punct, lipsa voinței politice a factorilor suprem de decizie și politici induc concluzia că aceștia au fost complici sau chiar designerii beneficiari ai jafului secolului, paralizând activitatea organelor competente din cauza aservirilor ilegale prin intermediul partajării politice a funcțiilor de interes public deosebit. Urmarea jafului secolului, credibilitatea internațională a autorităților publice de Republica Moldova a fost distrusă iremediabil până la schimbarea guvernării corupte, fapt ce face imposibil suportul financiar internațional pentru Republica Moldova, care intră în recesiune economică, anume din cauza miliardelor furate. În aceste circunstanțe cerem! În aceste circunstanțe cerem demisia factorilor de decizie responsabili pentru jaful secolului din funcțiile publice deținute. Corneliu Gurin, procuror general, Viorel Chetraru, director CNA, Dorin Grăguțanu, guvernatorul Băncii Naționale, Adrian Candu, ex-ministru al economiei, președinte al Parlamentului și înlocuire imediată acestora în baza criteriilor profesionale și integrate. Cerem investigarea internațională a jafului secolului în vederea depistării și recuperării banilor furați, identificarea fruptașilor și a beneficiarilor real, pedepsirea acestora. Cerem demisia politicienilor care au inițiat și amplificat partajarea ilegală a instituțiilor de drept și de reglementare. Vladimir Voronin, Vladimir Plahătiuc, Vladimir Filat, Marian Lupu, Igor Dodon, Mihai Ghimbu. Demisia! 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 Demisia șefilor de instituții care minează lupta cu corupția, blochează reformele, destrug statul,
dezerviesc interesele personale ale oligarhilor de la putere. Mihai Poale, nu-mi șeful CSJ. Demisia! Ion Pleșca, președintele Curții de Apel Chișinău. Demisia! Victor Micu, președintele CSM. Demisia! Demisia! Șef instanțelor de judecată din sectoarele capitale, Anatol Dulce, președintele CNI. Demisia! Demisia! Mircea Croitoru, președinte CSP. Demisia! Roșinoru, Viorica Cărare, șefa Consiliului Concurenței. Tudor Balinski. Demisia! Șeful Zăficiului Bamal. Bruno Ciocan, președinte CCA. Demisia! Demisia! Iulia Ciocan, Igor Țurcan. Demisia tuturor celor care au captat instituțiile de drept. Demisia fraților la pachet! Demisia! 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 În continuare, ne adresăm către reprezentanții partenerilor din dezvoltare a Republicii Moldova să condiționeze reluarea finanțării și creditării Republicii Moldova doar de restabilirea credibilității organelor competente după eliminarea elementelor corupte, înlăturarea influenței politice asupra organelor ce urmează să ancheteze jaful secolului, al printeri, jefuirea țării și ajutoarelor externe va continua către conducerea familiilor politice europene să ia în considerare riscurile de imagine pentru acestea din cauza cooperării și suportului acordat unor lideri corupți ai partidelor moldovenești afiliate acestor familii, către instituțiile internaționale de media și monitorizare să monitorizeze modul în care sunt îndeplinite revendicările protestatarilor, dar și acțiunile de obstrucționare a societății civile de către autorități și demersurile acestora de organizare a acțiunilor pașnice de protest. Îndemnăm în continuare cetățenii Republicii Moldova, indiferent de apartenența la diverse grupuri sociale, să manifeste tenacitate, perseverență și mobilizare în vedere de debarasare și de guvernarea coruptă și revenirea societății la normalitate. Încurajăm edificarea unor forțe politice populare capabile să redreseze situația de pe eșichierul politic, astfel încât electoratul Moldovei să beneficieze de alegerile parlamentare de o alternativă politică viabilă și credibilă. Salutăm în continuare constituirea Comitetului pentru pregătirea și desfășurarea Marii Adunări Naționale din 27 august curent, format din grupul de inițiativă al Platformei Civice, Demnitate și Adevăr și a reprezentanților entităților sociale în urma consultărilor cu reprezentanții acestora. Adresăm actualei puteri un ultim avertisment atât din partea protestatarilor din Republica Moldova cât și a celor din diasporă să începeze imediat mimarea îndeplinirii revendicărilor din 5 aprilie 3 mai 2015 și a celor din prezenta rezoluție, astfel încât până la Marea Adunare Națională din 27 august 2015 acestea să fie realizate în totalitate. Că în cazul în care revendicările protestatarilor nu vor fi îndeplinite, ne rezervăm dreptul de a organiza după 27 august 2015 acțiuni de protest pașnice cu caracter permanent. Semnat Platforma Civică Demnitate și Adevăr, Chișinău, 7 iunie 2015. Mâine!
sus toți care susțin această rezoluție. Votat, votat în piața mare a adunării naționale, 7 iunie 2015. Unanim! Sus, păstrați mâinile sus, să numărăm! Avem o cifră exactă! Da, dacă stăm să numărăm, da. Cine este împotrivă? Nici liberalul nu sunt împotrivă! La această rezoluție a venit o propunere pe la dumneavoastră să cerem Parlamentului să-și scoată imunitatea deputaților și a judecătorilor, pentru că ei trebuie să fie legal cu noi. Această propunere aici. Am primit un telefon de la Soroca în care am fost anunțat că oamenii de acolo sunt cu inimile cu noi, dar au fost opriți, blocați de poliție pe drum și nu au putut să ajungă. Probabil că asemenea cazul au mai fost și în alte părți. Vom lua măsurile din legale, vom face presiune asupra poliției ca altădată să nu mai intervină asupra oamenilor pașnici. Stimați concetățeni, mitingul nostru de protest împotriva guvernării criminale aici se încheie și începem un marș de protest, așa cum a fost el proiectat de noi și aprobat de către primărie și de forțele de ordine. Acest marș va începe de aici, de la Arcul de Triunf, acolo în frunte unde vor fi combatanții și tinerii, împreună cu drapelele Uniunii Europene și ale Republicii Moldova, și vom merge spre Centrul Național Anticorupție, acolo unde se află cuibul bandiților, acolo unde se află cei care îi păzesc pe ei. Vom merge în acest marș pentru a... Iar cei ne adresăm totodată și membrilor simpli ai Partidului Liberal să vină împreună cu noi, iar pe această cenă acolo să rămână în chiopul și chirtoacă. Acum, domnul ofițer, cei care sunt responsabili de monitorizarea pașnică a cei se manifestați, vă rog să ocupați locul conform deciziilor anterioare. Mergem în față noi, veteranii războiului de la Nistru, forțe angajate instituțiilor de drept. Rugămuți să păstrați această alee! Cu drapelul în față! Și vă mulțumim tuturor foarte mult! Ați făcut un drum mare, ați obosit! Pentru aceasta vă apreciem și vă mulțumim din suflet, inclusiv tuturor generalilor care stau aici alături de noastră, din suflet. Vă rugăm să mergeți pe această alie, din parcă, din parcă, din parcă. Ieșiți până la Bădulescu, Bătonii, așa cum sunteți. V-ați întors cu fața, vă rugăm spre ei. Toți acei care mai avem putere, mergem pe alie, vă rog frumos. Trebuie să fim în acest pas toți, pentru că foarte mulți nu au încăput și au fost ascunși printre copaci. Uitați-vă câtă lume stă aici, uitați-vă, sunt nenumărați. Cu siguranță că au fost și astăzi peste 50 de mii. Așa o să ne arătăm că au fost mulți și
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Nicoleta. Да, да. Ты просто как-то говоришь, что я хочу.